Sâmbătă, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în colaborare cu Centrul Cultural Ion Vina și Biserica Buna Vestire, a organizat cea de-a 15-a ediție a evenimentului cultural în Mucenicii Domnului. Gospodine din mai multe localități ale județului Giurgiu, îmbrăcate în costume populare, au venit cu brado și copți în cuptor, cu olivă și dulciuri pentru a prezenta asistenței obiceiurile din această zi sfântă pentru creștinătate. Astăzi nu e ziua celor 40 de pahare sau 44 de pahare, pentru că noi nu fierbem pahare, ne fierbem mucenici. Și atunci acest pop, pe care îl vedeți voi, care o să fie foarte repede mâncat de dumneavoastră, acest pop pus în felul acesta arată infinitul. Deci noi suntem invitați la veșnicie, de fapt. Și cei 40 sunt cei 40 de mucenici care nu s-au întâlnit la o băută, ci s-au întâlnit să slăbească pe Hristos. Deci la Hristos, dacă mergem, nu mergem după 40 de pahare, nici măcar după 40 de lingurițe și după 40 de zile de post. În cadrul aceluiași eveniment au fost expuse și lucrări cu tematică religioasă, realizate de cursanții Școlii Populare de Artă și ai Centrului Cultural Local Ion Vina, sub îndrumarea profesoarei Petra Șerbănescu-Tănase. Așa cum facem an de an, avem și o expoziție de pictură realizată de copii sau nu, numai copii, de cursanții, să spun, Cercului de Pictură de la Centrul Cultural Ion Vina, dar și de la Școala Populară de Arte, sub îndrumarea doamnei profesor Petra Șerbănescu-Tănase. Profesoara Petra Șerbănescu-Tănase le-a vorbit celor prezenți despre tehnica picturii pe sticlă. Aceste lucrări sunt realizate la atelier, tehnica icoanei pe sticlă. Este o tehnică mai deosebită, adică nu știu dacă știți, dar eu încerc să vă explic. Întâi trebuie desenul făcut de fiecare pe hârtie, apoi copiat pe sticlă și după aceea începe să fie colorată fiecare icoană. La evenimentul de sâmbătă, care a avut loc în foaierul Centrului Cultural Ion Vina, au fost prezente și persoane beneficiare de servicii sociale din cadrul DGASPC Giurgiu.